sincer n-am înțeles nimic din ce ne-a zis nenarele astăzi. Adică poate noastră ați fost mai atent sau mai inteligent și ați înțeles, eu n-am înțeles nimic. Nu cred că e nici eu. Și-o mai ia și la stânga. Ha? Și-o mai ia și la stânga. Biblioteca Națională, mai pe lângă Micaela, pe aici, da? Nu mai stau aici. Mai stai aici? Lui a dus la șantier, a găsit șanța pe care a luat să pentru un loc. Patronul, mașina lui, oamenii angajați, și nu făceau față. Și am făcut greția pentru un loc de mașina patronului, dar dacă te gândi că avea... Bine, există un loc chiriaș pe aici. Și a dus, s-a pus acolo și a dușit cutiile de creșturi de față și a vibrat inclusiv el. Când oamenii plătiți pentru asta, nu mai făceau față având de onorat alte comenzi. La fel mi-a mai zis un prieten că dorea să-și închidă un balcon. Un balcon cu un sistem de sticlă, elegant, frumos. De ce să-l închidă? Ce era acolo? Era în zară sau? Nu, le-a băgat în carantină, la de astea. De ce s-a închis balconul? Și i-au cerut avansat, a chiar și era balconul închise. Da. I-a cerut 1500 de euro avans, lucrarea totală costând 1700. Și au spus că sunt foarte ocupați, de-abia în iulie pot să vină să-i monteze. Deci i-au cerut 1500 de euro avans la 1700 lucrarea? Exact, exact. Bine că i-au cerut 2000 avans. Aia mă gândesc și eu. 1500. De asta zic că... Frățioare, și dăm noi 300 când terminăm. Încolo, o e la stânga. Exact, ca să fie. Încolo. Dacă tot mergi treaba așa bine, n-ar fi mai bine să mai facem 2-3 luni de carantină? Păi asta zic. Seama că la anul ieșim toți... La anul? România o să fie cea mai tare, depășește Germania, China, cum copii. Cum frate, de cât au stat în casă? Deci ieși tu de în casă, îi încurca până acum. Uite-te tu cum s-au săi banii, păi ei stând în casă. Și nici nu mai avem poluare. Și uite, nu mai e încălzire globală, pe eu de ce răcoare e. Gata. Dar vede tu cum s-a rezolvat totuși sărăcia și poluarea.